Eliza Popa și Tudor Plăcintă sunt un model de familie de nouă generație. Asta înseamnă să nu te mai temi de ochii lumii și să îndrăznești să spui ce te doare acasă, dar într-o formă mai lejeră, chiar pe Instagram. Până la urmă, nici nu arătăm totul ce se întâmplă în casă, adică cum fac alții vloggeri sau alții cu mii de urmăritori, că arată cum am mâncat asta, cum am fost la baie, la cum am trezit. Adică chestii amuzante de familie care se întâmplă din viața oricărei, de fapt, familiei. Presupun că ei vor să arate bine în fața oamenilor, da? Ieșind în fața unui public și vrând să arăți că totul este wow, ce de frumos și cam povești, cam filme, tu cumva vrei să arăți partea frumoasă a lucrurilor. Pe când în realitate, desigur că poți fi aici, poți să arăți că ce ți-ai de mânuță și așa de frumos, dar din coace te cerți și strigi la copii și multe alte momente genul ăsta. Deja vrei, ne crezi, ori ne crezi. La noi situația, noi într-adevăr, mulțumim Dumnezeu, avem o armonie în familie. Așa, un telefon mobil a spart bariera dintr-o familie care era mai puțin cunoscută publicului larg și gașca de urmăritori care se regăsesc în videourile lor distractive despre viața de familie. Am început să fac tot chestia asta, reamintindu-mi de mine când eram eu mămic prima dată și cumva am născut fiind în anii de studenție și oricum era foarte greu, neluând în considerație că erau informații prin care am trecut, informații pe care le știau. Am văzut că sunt foarte multe întrebări din partea mămicilor și întrebările la care eu nu făceam față, hai să spunem așa, ca specialist în devenire, am apelat și eu la ajutorul altor specialiști și mi-a venit ideea ca să fac aceste live-uri cu doctori. Nici prin cap nu le trecea să se facă oameni publici. Nu neapărat aveau nevoie de acest lucru. Fiecare își vedea de jobul lui, dar internetul i-a făcut să-și descopere în ei noi pasiuni. Privind în spate, adică persoana care am fost eu mai demult, reamintindu-mi de mine când eram eu studentă, elevă, studentă, deci eram o fată de la țară, o fată simplă, foarte modestă și foarte și foarte timidă. Unde puneai acolo stătea? Asta să-ți spune. Deci chiar eram foarte modestă și după care fiind aici studentă, venind, eu am finisat colegiul de medicină din Orhei, urmând apoi universitatea de aici din oraș, am început să fiu voluntară la diverse evenimente. Am, cred că, 10 de evenimente la care am făcut voluntariat și cred că asta și mă... Și am început deja, cumva am ieșit din zona, am făcut multe lucruri care m-au scos din zona de confort. Am înțeles că îmi place, de fapt, să fiu în centru, hai să spunem așa, în centru atenției. Mămicile reveneau cu întrebări, era destul de citit și zic, da, să creez pagina de Instagram. Și am început să postez, de la nimic, erau câteva vizualizări, 20, 30 și mă bucuram. Când am văzut sute, mii, acum mii de oameni care se uită, mămicile îmi scrie și mă sunt atât de... Mai ales când am început să fiu recunoscută și aceeași stradă. 95% din cazuri nu sunt situații regizate sau care noi hai să facem așa ca să fie cazliu. Sunt situații din viața noastră în care, de exemplu, chiar și acum, Eliza Teaș mă aștepta în coridor și hai. Și filmat și lumea le place. Sau situații cazlii din... Sunt momente care cumva majoritatea familiilor se regăsesc, adică nu sunt cumva regizate. Este foarte real ca o mamă cu unul, doi copii care stă acasă, care are grijă de copiii ei, să poată câștiga de la 300-500 de euro în sus și mai mult. Desigur că depinde și de cunoștințele ei, de experiența ei și, în ultimul rând, networking-ul sau persoanele cu care se cunoaște. Criticile, evident, nu au întârziat să apară. Ei bine, erau mai mult sugestii și sfaturi din partea colegilor, a unor persoane care nu se dau convinși de valul expunerii publice. Hai să spunem așa. Să spun eu aici. Hai! Mai mult. Da. Bun, aici se împarte lumea asta a medicilor, cred că în două, din ceea ce am înțeles, se împarte în două. Sunt cei care înțeleg și care deja au o viață la fel publică și vorbesc public despre ei, despre cunoștințele lor, despre experiență și cumva sunt cunoscuți și se împarte cu experiența lor. Sunt medicii care, în special cei cu mulți ani de experiență, dar care ei se uită mai mult cu invidie, nu atât ca, wow, ce de bine că tu te împarți cu oamenii și vorbești despre niște lucruri care oamenii ar trebui să știe și țină cont. Și mai mult se uită cu invidie și spun că,
tu încă n-ai terminat universitatea, deja tu vorbești pe Instagram sau dai un reportaj, în timp ce noi cu 20 de ani de experiență stăm aici și lucrăm în spital. Evit să accept să mă focusez pe energie negativă a oamenilor, pe invidie, pe să nu cred, pur și simplu să evit oameni de genul dat. Am observat invidie și din partea colegilor la lucru, adică pe lângă ce aici fac, au văzut că cumva și câștig din asta și am început să vorbesc, să dau sfaturi și recomandări și referitor la viața de familie. Oi, că la tine tot așa e roz și așa e de... Ok. Ceea ce face Eliza și Tudor este în primul rând să-și demonstreze sie însuși că mai pot face bine un lucru în comun. Se ajută reciproc, iar de ceva vreme și copilul, ocazional, doar când are el chef, se alătură părinților. Nu, de fapt am defilat eu cu ea, deci totul am început în lumea, hai să spunem așa, modelingului, să spunem. Am defilat cu ea începând când era în burtică. Diverse defilări, sesiuni, foto... Și până la vârsta de aproape de 4 ani am avut colaborări chiar și locale și internaționale, primea, adică nu câștiga, da, de fapt am început și bani a câștiga. Mergeam cu ea împreună la sesiuni foto, au implicat diverse activități deja care îți contribuie nemijlocit la creșterea și dezvoltarea ei, ca dansuri, bazin, pregătiri preșcolare, diverse activități. Și cumva lumea asta a modelingului, am observat că și era plictisită de atâtea sesiuni foto, de aparatul foto. Și obosită. Și era obosită și am spus că gata, ne oprim aici. E cert să menționăm că acest cuplu nu s-a mutat cu traiul pe internet. Au o viață reală comodă pe care și-au construit-o singuri. În căminul lor, confortul este dictat de anumite lucruri în care a meritat să investească bani. De exemplu, un dormitor, dar și o saltea calitativă. Pot să vă spun una, că acum, fiind însărcinată, diferă foarte mult calitatea somnului și durata somnului. Și cum dorm. Și cum dorm de până a fi însărcinat. Foarte mult. Începând de la aceleași poziții pe care dormeam înainte și îmi plăcea să dorm până la sarcină și acum. Acum, clar că din cauza burticii, din cauza presiunii, din cauza oboselii care se acumulează pe parcursul zilei, este mai greu și este foarte important. Deja, cred că acum mai mult ca niciodată am început să pun preț pe perna care dorm și pe salteaua care dorm. Pentru că simți diferența asta când te așezi pe o saltea de calitate și o saltea obișnuită care în timp cumva ea își pierde din calități. Hai să spunem, poate de la început toate cumva îți dă senzația asta de somn odihnitor, și, dar în timp, în ani de zile, ele își pierd din. Și chiar vrem să achiziționăm o saltea mai bună, să mai profit de câte luni mai am. Eliza a devenit mama de încredere a multor femei care sunt însărcinate sau au dat naștere la copii și au nevoie să fie ghidate. Noi am dat și o sarcină practică, să le învețe pe femeile însărcinate să doarmă comod, având la dispoziție și o saltea de ultimă generație proiectată în Europa. E vorba de Dormeo Ergo Comfort. Partea care se recomandă să doarmă o gravidă, partea sigură, hai să spunem așa, în care primește suficient sânge atât bebelușul cât și mama și cât și aduce o relaxare, îi asigură o relaxare de plină și un somn odihnitor pe tot parcursul nopții, este ca gravida să doarmă pe partea stângă. Dar de ce? Pentru că se oxigenează, ajunge sânge foarte bine și se ia toată presiunea asta, se scoate toată presiunea de pe bazin, care copilul o apasă. Și iată ce am observat un lucru, că citisem și despre asta. În caz în care eu dorm, încerc să mă culc pe partea stângă, chiar și pe stânga, și lui nu este comod, îmi dă de știre, prin lovituri și se mișcă destul de activ. Și iată, respectiv, îmi schimb poziția și se liniștește, înseamnă că e bine. Dacă eu în stare, mie nu mi-e comod, dar răbdăm.